Arzând pe sub scoarță de tăria sevelor, livezile pregătesc explozia albă și roză a bobocilor, sau cum ar spune Topârceanu. Sus, prin crângul adormit, a trecut în taină mare de cu noapte, risipind șiruri de mărgăritare. Și s-a trezit așa de dimineață cu ramuri albe. Și se poate spune că e pentru întâia oară în viață când se întâmplă asemenea minune. În Cismigiu, puștimea consumă cu firească lăcomie acest miracol anual. Printre puținele persoane care realizează importanța fiecăreia din aceste zile, se numără cu miile școlarii dintr-a întâia. Eu cunosc cuvintele ac, ață, albină, avion, anotimp. Bine. În ce anotimp suntem acum? Noi suntem în anotimpul primăvara. În lecția a sosit primăvara, noi știm că a sosit primăvara. Și copacii au mugurit și câzele au înviat. Și ciocănitoarea a bătut cu ciocul într-un copac și toc, toc, toc. Toc, toc. Aflați că se întorc cu păsările călătoare. Cocorii vor sosi de la o zi la alta. Până la întoarcerea călătoarelor, am întâlnit o emisiune întreagă de păsări cântătoare. Colectivul de graficieni condus de tovarășul Drugă Ion a pregătit 8 valori de timbre de primăvară, foarte potrivite pentru sezonul acesta al scrisorilor de dragoste. Păsări adevărate am întâlnit deocamdată în pomii din fața restaurantului Dunărea din București. Zeci de mii de vrăbii, mai multe în 3-4 copaci decât în tot Cismigiul, colonia aceasta face parte din curiozitățile Bucureștiului. Tunete și fulgere, fenomene de sezon, ne-au întâmpinat la Institutul Politehnic din București. Câteva minute printre studenții Facultății de Electrotehnică. La întrebarea ce vă pasionează în această primăvară, ne răspunde studentul Răducanu Dan. Pe prim plan se află preocuparea de a-mi aprofunda cunoștințele de specialitate, întrucât apropiata întâlnire cu producția va oferi prilejul unei verificări a cunoștințelor dobândite în școala noastră. O pasiune în plus, muzica de operă, dar și muzica ușoară de calitate. Ei bine, pentru iubitorii de muzică ușoară oferim o ilustrație, nădăjduim, corespunzătoare.